Ai găsit? Tu? No. Tati, eu să-ți fac tortul tău preferat. Mulțumesc! Bună dimineața! Bună dimineața! Liniște. Ai zis ceva? Nimic. Ce faci? Bine. Ce facem în ziua noastră specială? Astăzi, după multă vreme, suntem singuri acasă. Pot să număr pe degete zilele în care am rămas singuri acasă de când s-au născut fetele. Și mai rămân degete. Problema este că nu știm ce să facem. Ce să facem mai întâi, vrei să zici? Nu am nicio idee, dar e o zi memorabilă. De așa ce? Că aș vrea să fac un selfie. De ce e zi memorabilă? Păi n-am mai fost de foarte mult timp singur. Ah, credeam că ți-am făcut eu smoothie și de-aia. Și asta. Până acum tu făceai smoothie-uri. Da. Este al tău de la mine. Mulțumesc. Foarte bun. Așa îmi place. E desert. Dar e bun. Bun, fii atent. Am idei, am soluții. Astăzi putem să ne transformăm sufrageria într-un cinematograf. Facem popcorn, stăm și ne uităm la filme. Ce filme vrei tu? Nu, că tu o să adormi prea repede la asta. Bam, gata, știu. Super petrecere, anii 70, peruci, totul neon. Brăcăm în roz și în mov. Și dansăm... Noi doi. Cam cât timp? Două piese. Hai și să dreptate. Da. Mai am una. Gata. Facem salon de masaj. Îmi faci și mie un masaj? Și unde e relaxarea mea în asta? Păi îți las onoarea să pui mâna pe mine. Da. Știu, gata, mama, cea mai tare idee, super idee, ideea ideilor pe care nu le-ai avut niciodată în viața ta și cea mai tare idee care a venit de la ideea supremă. Bam, a lovit! Ședință foto ca la New York îți fac, fii atentă, cu umbre pe față. Toate luminile pe care le avem în casă le îndrept spre tine pe toate. Așa și machiaj frumos eu de aici, pam, 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 știi vorba aia cu make love to the camera și chestii de genul ăsta. Senzați, îți fac album foto ca la New York. Interesant. Dar sună complicat. Mi-a venit o idee. Foarte bună idee. Păi și ce am făcut până acum? Nu, foarte frumos. Dar hai să le lăsăm de rezervă dacă am terminat altceva. Ok. Stai să-ți arăt. O știți pe Zelda. Divini idei. Așa face. Abia aștept să văd ce o să fac azi. Florin, vino să vezi ce am găsit. Florin? Mai știi jocul pe care l-am primit dar de nuntă? Și nu ne-am jucat niciodată? Și nu zice, vrei să ne jucăm azi? Nu ne-am jucat niciodată. Hai să ne jucăm. Bine, uite, să-ți arăt cum se face. Da, hai să facem, iubita mea, tot ce-ți dorești tu. Oh, hai. Îmi place mult atitudinea asta. Să înveți din ea. Deci. Da. Avem aici multe întrebări. Da. Și fiecare trebuie să răspundă la 5 întrebări, scrie răspunsul pe tablă și cel care răspunde corect la cât mai multe întrebări despre celălalt, câștigă. Ce? Jocul. Florin este foarte competitiv. Foarte competitiv. Și încă după atâția ani nu mi-am dat seama cum să fac să nu se supere și să nu iasă din joc atunci când își dă seama că pierde. Îmi place să câștig, cui nu-i place să câștige, dar nu e supărat dacă nu câștig. Niciodată. Hai să începem. Primul? Eu primul. Bine, hai, fii tu primul. Bine, hai tu primul, hai. Bine. No, eu, la, sau, bine. Simplu.
Ești foarte frumos. Mulțumesc. Așa scrie aici. Ce-ți place cel mai mult la mine? Îmi place că ești foarte frumoasă. Ok, mulțumesc. Foarte deșteaptă. Foarte drăguț. Dar nu, trebuie să pui întrebarea. Așa. Și eu trebuie să mă gândesc ce-mi place cel mai mult la tine. Asta okay. E întrebarea. Ah, ok, am înțeles. Deci o citesc cu voce tare cum ar veni. Ah, ok. Ce-ți place cel mai mult la mine? Am ce înțeles. Crezi tu că îmi place mie cel mai mult la bine, tine? Bine, am înțeles. A, trebuie să-ți citesc gândurile? Aș putea spune așa, da. Hai, cred că e simplu aici, da. Ce-ți place cel mai mult la mine? Wow, ce surpriză! Ca de obicei. Pam, pam. Asta e. Gata? Da. Cred că am scris amândoi la fel, că am terminat în același timp. Da. Sper. 3, 2, 1 și... Ha! Ta-da! Mamă, Cris, era vorba despre mine, noi doi, împreună. Da, adică nu tată, foarte drăguț când te joci cu fetele. Adică îmi place mult asta la tine. Și asta ți-a plăcut și când ne-am cunoscut. Bine, place și micul dejun, nu pot să zic, dar... Asta a fost primul gând. Bine, hai că n-am înțeles eu bine. Poți să mai trag una? Da, hai. Foa. E o întrebare grea? E o întrebare mișto. Ia să vedem. Când ai știut că sunt the one? Cristina, 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 mi-ai flambat inima, inima, inima. Păi, domne, că dau drumul la cuine, n-auzi. Ah, gata, știu. Tu știi? Serios, știi? Eu să nu știu. Eu știu tot. Gata? Da. Și? Când ți-am cântat sub balcon, mă? Păi, ai fost foarte, foarte simpatic și drăguț, dar momentul în care am știut că... Când ai știut că sunt the one, când ți-am cântat sub balcon, are mai multă logică decât când ne-am mutat împreună, păi pentru că... Nu. Dacă eram un asasin. Tu erai toată atunci, mamă, păi ce mi-a plăcut tare. Foarte mult, dar nu m-am gândit că o să fii the one în momentul ăla. N-are cum. Ea nu spune adevărul ca să nu câștig eu. Băi, deja mă enervează maxim jocul ăsta. Ce? Te enervează cel mai mult la mine? Uite, jocul ăsta mă enervează. Ăsta mă enervează, că vii cu idei din astea. Ce mă enervează cel mai mult la tine? A, bine că aici ai răspunsul pe loc. Nu, că sunt multe, trebuie să mă gândesc puțin. Zelda, nu găsesc. Oh, ce drăguță, am crezut că tot. Oh. Haide, nu fi supărăcios. Hai mă, că nu sunt supărăcios. Doar că ești dezordonat. Nu, mi este foame. Da? O să fac mâncare, ne jucăm altă dată. Și mie mi-e foame. Dar până gătești, eu vin și îți mai pun niște întrebări. Aoleo. Hai că sunt super drăguțe. Nu cred. Mai am o întrebare drăguță. Nu cred, hai mă. Care este lucrul tău preferat din casă? Asta e simplu. Da, e. Aragazul. Auzi, ai 4-1 pentru mine. Cum 4-1 pentru tine? Păi 4-1 pentru mine. 4-1 pentru tine? Dă să văd și eu ceva aici. Hai să punem pauză la asta și hai că poate avem și alte întrebări la care să răspundem. Bine, hai să răspundem la niște întrebări de pe YouTube. Hai. Am o întrebare de la Sara, rețeta pom de simă. Așa. Păi bine, am înțeles, dar lămâia unde intră? Lămâia intră într-o baie de apă pentru mere, ca să nu oxideze. Și încă una de la Crânguța, tot pentru pom de simă. Așa. Se savurează calde sau reci? Păi aici ar fi bine să răspunzi tu, ție cum îți plac? Mie îmi plac calde iarna și... Exact. Păi nu, tot calde și vara, dacă înghețat. Da. Înghețat. Exact. Ok, păi te las să gătești. Mulțumesc. Ne mai jucăm mai târziu. Apreciez. Foarte drăguț. Știu. Mulțumesc mult. Ne vedem mai târziu, da? Da. Cu astea. Cred că trebuie să spăl hota după ce gătesc. Am treabă mult azi. Nu-i nimic, vin eu cu întrebările. Aoleo. Problema nu e că eu aș fi supărăcios. Problema e că ea chiar nu știe când să se oprească. De ce te-era frică atunci când erai mic? Mai am încă una. Fii atent că mai am una. Când ți-ai dat seama că ești îndrăgostit de mine? Și care e cadoul preferat primit de la mine? Ferește, hai mă, Cristina, mă. Asta și-am făcut și paste. Foarte. Au venit fetele, au venit fetele. Dar n-am terminat jocul.
Arată bine pastele astea.